Fostul antrenor secund al echipei naționale se pare că ar fi semnat un contract cu CS Mioveni, ultima clasată din Liga 1. Primarul din Mioveni, Ioan Georgescu, a spus că a bătut palma cu Nicolae Edică și că va aduce la echipă și șapte jucători, informează sport.ro. Transferurile se vor face în acest Mercato pentru ca echipa să fie una puternică și să lupte cu șanse pentru salvarea de la retrogradare. Cu o singură victorie și doar 9 puncte adunate în 21 de meciuri, gruparea argeșană va avea o misiune extrem de dificilă în încercarea de a se salva de la retrogradare. Însă, speranța nu este pierdută la Mioveni. Jucătorii au primit un salariu restant în cursul zilei de joi, iar iminentă venirea lui Dică pe bancă le dă și mai mare încredere. Adrian Scarlatache, 36 de ani, unul dintre liderii vestiarului la aceste Mioveni. A dezvăluit încă de miercuri că Nicolae Dică va fi antrenorul echipei. Îl așteptăm, e un antrenor foarte bun care cu siguranță ne va ajuta. Și eu știu că e foarte aproape să semneze, sper ca mâine, poimine, să fie la antrenamente. Va fi un mare pas înainte pentru noi. Noi ne bazăm foarte mult pe înjumătățirea punctelor după finalul sezonului regulat. Mai avem 9 meciuri adversari accesibili de nivelul nostru. Eu cred că dacă vor veni 4-5 jucători plus Nicolae Dică, vom arăta mult mai bine, a transmis Scarl Atache pentru o televiziune de sport. Dicanio va fi prezentat oficial sâmbătă în cadrul unei conferințe de presă de la ora 11.30, iar de la ora 13 e programat amicalul cu FCU Craiova 1948. Antrenorul Piteștean are licența UEFA Pro și va veni și cu câțiva jucători conform unor surse de încredere.